Bucovina Rădăuți a învins cu scorul de 5 la 3 formația CSM Bacău în primul meci oficial din 2023. În urma acestui rezultat, rădăuțenii și-au consolidat locul al doilea în clasamentul seriei 1 din Liga 3, asigurându-și totodată și calificarea în play-off. Pentru gazde au marcat Stoian în minutele 15 și 25 și Aftanache în minutele 58, 81 și 90. Băcăoanii au replicat prin golul lui Cozma din minutul 69 și dubla lui Corban din minutele 78 și 88. Antrenorii gazdelor Marius Lup și Onuț Plămad au început meciul de sâmbătă cu următorii jucători. Udanu, Leunte, Baciu, Dumitraș, Coajă, Stroie, Aftanache, Săhlean, Șpac, Stoian și Zvic. În următoarea etapă Bucovina Rădăuți va juca sâmbătă de la ora 15 pe terenul formației Ceahlăul Piatra Neamț.